Simplu con crema de mascarpone, frisca și ricotta și blat fără praf de copt, doar cu ouă, cu zahăr și cu făină și un praf de sare și puțină lămâie, coajă de lămâie. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi vom face un tortuleț mic, 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 mic. Simplu, simplu, simplu. Eu mi-am pregătit deja pantișcoanul ca să nu așteptăm. Un pantișcoan făcut doar cu ouă, făină și zahăr și un praf de sare. Și crema, le găsiți rețetele pe canalul meu de YouTube. Și crema este făcută cu ricotta, mascarpone și frișcă îndulcită. Și apoi vom pune câteva cireșe amare în sirop. Deci atât, acesta va fi tortul. Și vom însiropa cu apă și cu coajă de lămâie pusă cu zahăr. Deci acesta va fi tortulețul nostru, simplu, simplu. Bună ziua, bună ziua! Am să vă pun acum și linkul la pantișcoan și la cremă. Sunt simple. Eu deja le am pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camele și Bucate Gustoase, aceste două rețete. Și eu le-am făcut înainte ca să se răcească, ca să nu stăm să așteptăm. Așa, și să vă spun și ingredientele. La pantișpan, eu am făcut doar jumătate de porție, că este un pantișpan micuț, vedeți? Ia uitați, micuț, micuț. Așa. Este făcut într-o formă, să vă arăt și forma. Este făcut în această formă, vedeți? O formă hexagonală, așa. Și este mică, mică, vedeți? Micuță, cred că este de 18 și aici este de 16, mai mică. Așa, și pentru pantișoanul nostru, eu l-am făcut din două ouă, 70 de zahăr, un praf de sare, 60 de făină. Și am pus și coajă rasă de portocală din borcanel. Vedeți? Eu o țin în frigider. Acesta este pantișoanul. Și crema, vedeți că deja am făcut-o, este o cremă care se lucrează super, super cu frișcă. La 500 de grame de frișcă adăugăm 160 de ricotta și 250 de mascarpone. Simplă, simplă. Eu frișca o pun îndulcită. O fac pentru noi. Și dacă puneți frișcă lichidă, care nu este îndulcită, adăugați zahăr după gust, zahăr praf. Așa. Și aici am puțină apă ca să însiropăm și am pus coajă de lămâie cu zahăr. Așa. Și apoi vom folosi aceste cireșe amare în sirop. Așa, voi folosi și siropul și cireșele. Ah, mulțumesc, Carmen, mulțumesc, bine ai venit. E micuț, 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 din două ouă. Din două ouă făcut în această formă, vedeți? Așa, aici l-am făcut. Am us forma cu ulei și după aceea cu făină. Și apoi l-am făcut. Și secretul la un blat. Fără praf de copt, că este fără praf de copt, doar cu ouă și făină și zahăr. Să se topească bine zahărul și să fie bătut foarte bine. Și eu încep să-l bat ouăle, după aceea adaug zahărul treptat, treptat, treptat și după aceea eu îl las. Las 5-10 minute și îmi fac altceva așa. Și după aceea reiau din nou și bat din nou ouăle și fac această operație de 3-4 ori. Până devin spumoase, spumoase, spumoase. Dau și sare. Și eu am adăugat și coajă de lămâie pusă la borcan cu zahăr. Și la urmă adăugăm făina. Și nu mai facem cu mixerul, și cu o palețică, cu mișcări ușoare. Amestecăm bine, bine toată făina. Așa. Încălzim cuptorul să fie încălzit. Tava să fie tapetată la început cu ulei și cu făina sau cu hârtie de copt.
Punem compoziția și o dăm la cuptor. La foc potrivit, cam 170 de grade, cam așa să fie, circa 20 de minute a durat, este mic. Cu drag, cu drag, Carmen. Așa, și frișca, făcută din frișcă îndulcită, o începem să o batem, adăugăm și ricotta sau brânză de vaci. Să vedeți ce bine stă această cremă în picioare și puteți face și flori și ce doriți și cu mascarpone. La 500 de grame de frișcă îndulcită, eu am adăugat 160 de ricotta și 250 de mascarpone. Și la mascarpone să fiți atenți să nu aibă zer. Așa, dacă are zer, cu un șervețel absorbiți bine totul. Și acum, mi-am pregătit apa, puțină apă și am pus să mă... I-am dat aromă cu o coajă de lămâie pusă cu zahăr. Eu o țin în frigider. De fiecare dată când găsesc lămâi biologice și le cumpăr, le spăl bine, le dau puțin prin apă cu bicarbonat și după aceea le rad și le pun cu zahăr. Și se mențin pe tot parcursul anului. Așa, și am adăugat aici o linguriță. Adăugați după gustați. Gustați mereu să vedeți dacă vă place. Și apoi eu am cireșe amare în sirop. Și am să pun și sirop pe blat și apoi o să decorăm, așa o să punem și cireșele. Și dăm deoparte, tăiem blatul acum. Aici avem crema, dăm și forma deoparte. Dacă mai avem nevoie de sirop, mai facem. Am să las aici coaja de lămâie. O să luăm blatul, să știți că este micuț doar din două ouă. Așa arată, vedeți? Ia uitați-l. Mic. Așa, și acum. Eu mi-am pregătit un cuțit cu lamă lungă și subțire și o să-l tai în trei. Deci să am trei blaturi. Și începem așa, unul. Încet, încet. Vedem dacă taie. Așa. Așa, ia uitați-l cum arată în interior, vedeți? Este doar din nouă, zahăr și făină, este fără praf de copt. Așa, rețeta am spus-o la început, am să vă pun și linkul și am pus la, deci am făcut jumătate de porție mădălină pentru că îmi trebuie un tortuleț micuț, îl fac pentru casă. Și la două ouă am pus 70 de zahăr, un praf de sare, coajă de lămâie pusă sau o radeți, așa, sau esență de vanilie de rom și 60 de făină, atât. Și la început, aici, la video, am explicat exact procedeul. Ia uitați cum vine. Deci este ca o spumică. Așa, și să mai tăiem încă o dată în două. Eu am să-l fac așa, am să-l răstorn și am să-l fac. Mai tăiem o dată în două. Așa, încet, încet. Moale și pufos. Așa. Și acum, eu am să-l fac invers. Ați văzut, așa arată blatul făcut și eu am să-l pun invers. Cu partea mai mică sus și partea mai largă jos. Și o să-l întoarcem. Am să dau deoparte. Dau deoparte și cuțitul. Vă pun în comentarii. Mulțumesc, Mădălina. Vă pun în comentarii și linkul să vedeți cum am preparat de la blat și de la cremă. Eu le-am făcut înainte ca să nu așteptăm prea mult până se răcește blatul.
Că dacă ai intrat aici pe pagină, de multe ori am făcut și fel de fel de blaturi în direct. Și le găsiți și aici pe pagină. Așa, ia să luăm tot de aici. Și acum mi-am pregătit, eu îl pun direct astăzi pe acest platouaș și am să pun partea cea mai mare, mai largă, cu fața în jos. Așa. Aici mi-am pregătit apă cu coajă de lămâie pusă cu zahăr. Și gustați, dacă mai e nevoie de puțin zahăr, mai puneți. Cu mare drag, Mădălina. Așa. Și acum, cu o lingură, ia să punem să însiropăm. Să dau puțin mai aproape. Așa. Și însiropăm așa. Și dacă mai e nevoie de sirop, mai facem. Să-l însiropăm bine. Nu vă grăbiți când bateți ouăle cu zahărul. Zahărul trebuie să fie topit bine, 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 bine. Și trebuie bătute circa 20 de minute. Și cum v-am spus, eu îl las, bat 5 minute puțin și după aceea îl mai las, iarăși îl iau la bătut până se umflă bine, bine, bine. Și zahărul trebuie să fie topit. Apoi adaug și sare. Adăugați și esență dacă doriți. Și la urmă făina cu o palețică. Mulțumesc, Nicoleta! Bună ziua! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Așa, ia să vedem, încercăm să vedem și de desubt, cred că este de ajuns, mai pun puțin. Așa. Și acum, eu am aici acest sirop, am să pun și puțin sirop din cireșele amare, deci am cireșe amare în sirop, sirop cu zahăr. Așa, și ia să punem așa, să luăm puțin sirop și să punem. Avem crema noastră și punem și crema. O punem așa. Acoperim bine primul strat cu cremă. Dacă dorim, putem pune și câte o cireașă. O să le pun așa cu mâna și le apăsăm așa aici. Le puteți pune și jumătăți.
voi pune al doilea strat. Apăsăm așa puțin și însiropăm. Însiropăm așa bine. Hai să văd ce în partea asta cum a venit. Așa. Hai să-ți fac un tortulet simplu, simplu, simplu. Și bun, bun, bun. Așa, siropăm așa și marginea. Bine, bine. Și controlați așa cu degetul să vedeți unde mai trebuie, că se simte. Așa. Acum punem din nou puțin sirop. Și punem frișcă. Așa, am revenit, mă scuzați, telefonul astăzi o să sune mai des. Mult mai des. Așa, și acum punem din nou, punem cireșele. Așa. Cireșe amare, să știți că sunt. Sunt delicioase. Așa. Așa, așa. Și acum punem ultimul strat. Ultimul strat îl pun așa pe deasupra. Și apăsăm puțin, puțin. Și să vedem dacă ne ajunge acest sirop, dacă nu mai facem puțin. Așa. Și siropăm bine, 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 bine. Cine dorește poate tăia marginea. Și se însiropează și mai ușor. Așa.
o răbdare. Așa și pe margine, încet, încet. Așa. Și am însiropat și primul brad. Așa, punem și puțin sirop. Cred că ar fi trebuit să fi tăiat primul strat. Așa, am să pun așa peste tot. Aici. Să se însiropeze mai bine. Și acum să punem frișca. Punem și câteva deasupra. Așa, ia să mai pun să fie mai mult. Să pun așa cum am făcut pe fiecare strat. Așa. Vedeți cum a venit? Ia uitați. Așa, și acum punem cireșele. Așa, o să pun una în mijloc. Un tort simplu, simplu, simplu. O să le pun așa cu mâna. Și este gata. Ia uitați. Vedeți? Cum arată? Așa. Mic, 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 simplu, simplu. Rețeta la pantișpan și la, am să las și linkul în comentarii și la cremă. Ați văzut cum se lucrează foarte bine. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și că mi-ați fost alături astăzi. Acesta este tortulețul. Un tortuleț simplu, vă bucur și vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și ne vedem mâine cu alte rețete. O zi frumoasă în continuare, la revedere! Vă pup! O zi frumoasă în continuare și vă mulțumesc din suflet, la revedere! Pupici, multă, multă sănătate vă doresc! Pupici!